Bun găsit la călătorii în trecut, primul episod al acestui podcast care își propune să popularizeze istoria, să o aducă mai aproape de marele public. Încercăm acest lucru printr-un dialog pe care îl vom avea astăzi cu Damiana Anfile, cel mai popular în acest moment, nu influență, dar cum îți place ție să spui, cultural storyteller da, sau eu, narator când, eu culturel. când cultural. am auzit superlativ am avut o ușoară strângere <laughs> când <laughs> sunt băgat pe <laughs> cel mai... Nu, da. nici un pic de presiune acolo, <laughs> deloc, nu... Da, ești, la ora actuală, cred că ești în, pe online, ești cel mai prizat, să spunem, cultural storyteller sau narator cultural sau nu nici nu costă doza de prizat și până acum nu s-au demonstrat nici efecte adverse Ceea ce e foarte bine Da, absolut Bun, ne propunem acum, în acest podcast, în călătorii în trecut, să aducem mai aproape istoria de oameni Pentru că știm, în școală, istoria era văzută ca o înșiruire de date, practic o cronologie și mai puțin plăcută Cred tu ai... că depinde foarte mult de profesor aici. Corect Corect. Am întâlnit profesori care au știut să facă din istorie o cu totul și cu totul altă imagine decât o înșiruire in asta banală de date. Da, practic o, o poveste pe care să o spui și pe care oamenii să o și rețină, nu acele date seci, ci contextul uh, istoric în care s-au întâmplat anumite evenimente. Despre context vom vorbi și astăzi, uh, pentru că ne propunem împreună să aducem în discuție o personalitate mai puțin cunoscută României, dar chiar și în țara ei de baștină nu este foarte, nu este foarte populară, Napoleon al treilea. lea are și ghinionul <laughs> să poartă un nume unde deja celebritatea era luată puțin. <laughs> exact. Și n-a avut un bilanț, să spunem, favorabil, cel puțin finalul. Nu, nu i-a fost favorabil. Dar pentru noi este un om, o figură istorică care ne-a ajutat foarte mult prin faptul că a pus umărul la unirea principatelor române din 1859. El este cel care a susținut cel mai mult cauza românească. Vom vedea și de ce și care au fost motivele pentru că nu a făcut-o benevol. Avea, avea interese. Dar nu doar, nu doar acest lucru l-a făcut, adică a unit, a ajutat la unirea principatelor, ci a și influențat următoarea perioadă, următoarea jumătate de secol, Franța, prin cultura ei și al doilea imperiu, prin, prin tot ce a însemnat zona socială și economică, de ce nu, pentru că a fost o perioadă dinamică a Franței, a influențat cel puțin până, în, până la începutul primului război mondial istoria principatelor. Așadar, să o luăm în ordine cronologică și să vorbim un pic despre Napoleon al III-lea, despre Ludovic Napoleon, de fapt, cum, care este numele lui de botez. a da, luat cele mai cunoscute nume din istoria Franței. <laughs> Cel mai probabil când vorbești de mari conducători francezi ai una din două posibilități, Napoleon I împăratul sau Ludovic al XIV-lea, regele soare, suveranul cu cea mai îndelungată domnie, cred că la nivel mondial, cred că e deținătorul da. recordului absolut. Chiar și mai lungă decât cea a Elisabeta, dacă nu mă înșel. Da, paradoxal. Da. Bun, A să ține cont că s-a urcat pe tron la câțiva ani. Da. Uh, da, și cu faptul foarte amuzant că are un frate pe care îl cheamă uh, Napoleon, Napoleon Ludovic Adică băieții ăștia <laughs> nu aveau prea multă imaginație când era vorba de dinastie Exact, și pe toți îi chema Napoleon, au avut un frate înainte care era Charles Napoleon Da Da. Care a murit mult mai tânăr De menționat în primul rând faptul că el nu este descendentul direct al lui Napoleon I, cel care pune dinastia pe hartă Este uh, fiul fratelui lui Napoleon. lui, lui Napoleon. Da, așa. Lui, lui este nepot de frate al lui Napoleon I. Există și un Napoleon al doilea care este uh, descendentul direct al împăratului I al francezilor, dar care, din păcate, moare la 21 de ani, mi se pare, de tuberculoză, fiind crescut în Austria, de unde era mama acestuia. Și a murit la Schombrun dacă nu mă înșel. Da, da cei care vizitează Schombrun nu pot vedea camera, din câte țin minte. Așa, copilăria, adolescența acestui Ludovic Napoleon Bonaparte care va deveni Napoleon al treilea sunt marcate probabil cel mai puternic de personalitatea mamei sale, nepoata tatălui său, că să mai mențină tradiții dintre astea prin familiile regale. Da, era Hortez Orte Beo fata vitregalul lui Napoleon, adică era fata naturală, fica naturală a Josefinei. Da, exact. Mama, contrar oricărei predicții, oricărei idei despre ce urma să se desfășoare în istorie, îl educă pentru o carieră imperială. De ce părea atât de improbabilă o carieră imperială pentru acest principe? Păi la 1815 se terminase definitiv odată cu Waterloo, cu primul imperiu francez de data asta puterile învingătoare au zis că nu-și mai asumă riscuri l-au trimis pe Napoleon în mijlocul Atlanticului pe insula Sfânta Elena unde împăratul a și murit șase ani mai târziu în timp ce în Franța se reinstaurează monarhia de Bourbon cu Ludovic al XVIII-lea, de aici foarte ușor zime 18 lea regei Franței, Ludovic așa și urmat de cea, fratele său Charles al X-lea parcă Uh, pare că lucrurile se vor așeza pe făgașul pe care îl impune Europei Congresul de la Viena, acolo unde, în principal, uh, Imperiul Britanic și Imperiul Rus, dar au de-a fa de face și Prusia și Austria, trasează un cadru conservator care părea că va mai duce uh, istoria monarhiilor absolutiste din Europa încă 100 de ani. Acum, un alt motiv pentru care cei din familia Bonaparte nu sunt văzuți chiar cu ochi buni. Ei sunt niște parveniți în scena istoriei, nu fac parte din vreo ilustră casă europeană care să aibă o tradiție îndelungată de noblețe, de regi, de regișori prin spate. Sunt oameni ridicați pe cele mai înalte culmi de acest general corsican extrem de talentat. Și cu toate asta, mama lui Napoleon al III-lea insistă să-și pregătească fiul pentru o carieră imperială. În momentul în care ți se inculcă din copilărie ideile astea, e născut în 1808, deci, la detronarea unchiului său, are 7-8 ani. ani. Da, greu probabil că a înțeles el foarte multe din perioada aceea, dar ceea ce îți spune mama în copilărie, cum putem să constatăm fiecare, ori în mod pozitiv, ori în mod negativ... Uh, ulterior, rămâne cu tine și atunci la un moment dat ai niște convingeri care trec probabil de sfera raționalului. Eu așa îmi explic anumite gesturi ale lui Napoleon al treilea. Da, el, el credea foarte mult în destin, adică el credea că e predestinat să ajungă. Chiar are la un moment dat, uh, scrie că bă, fie își va urma destinul și uh, fie se va alege praful fie va ajunge să fie o figură importantă a Europei. Da și le-a bifat pe ambele. Da, da. Uh, el se, se comportă în mai multe etape, până spre final, de altfel, până la bătălia de la Sedan, uh, ca și cum altă variantă nu există și nu are cum să dea greș ceea ce face el. Uh, interesant e că în prima parte a vieții, până aproape de 40 de ani. Uh, Omul are două tentative serioase de a prelua tronul Franței. odată este încercarea dintr-o cazarmă în Strasburg, unde crede că soldații se vor încolona bucuroși în spatele lui. Comandantul garnizoanei n-a trebuit decât să-i bage păștea la carceră și l-a trimis pe tânărul, încă principe Ludovic Napoleon, într-o fortăreață de lângă Rams. Bun, unde totuși, fiind principe, e tot timpul de merită reținut aspectul ăsta și când vor de la detenția lui Vlad Țepeș până, nu știu, în preajma primului război mondial când se mai schimbă lucrurile, într-un fel e deținut un infractor de drept comun, în alt fel este deținut un nobil, un cap încoronat detenția înseamnă că ai un mai de grabă așa, un soi de domiciliu obligatoriu, dar altfel nu stă nimeni să te țină într-o celulă, tocmai își permite să citească și să scrie în voie și asta îl face pe de-o parte să aibă în început de popularitate, scrie un tratat despre eliminarea sărăciei care este dubios de marxist. Da, el chiar spune că e socialist în gândire și să vede chiar utopic este acel, este acel tratat cu agricultura, coloniile agricole până Franța, ceea ce evident că n-a pus în practică Eu nici măcar când a venit. Eu cred că putere. e mai degrabă un egocentric care poate fi cam ce vrea <laughs> el. Că la un moment dat are uh, politici economice liberale, gând, în schimb gândirea politică este autoritaristă în maniera extremă, Așadar, uh, e mai degrabă ce-mi convine mie acum, păi aia sunt, model mai întâlnit ulterior. Nu, nu, nu mai avem. Așa, uh, Bun, la un moment dat reușește să plece, pur și simplu, de, se deghizează în muncitor și iese, adică era securitate de nivelul cel mai înalt. Cred că are avantajul că la un moment dat ăștia nu dau doi bani pe el. Uh, li se pare tuturor că e pur și simplu un soi de bufon. Aventurier, cum se numea în epoca. Aventurierii pot fi periculoși, Adică anumiți aventurieri, Anglia s-a căznise, căznise cu un secol mai înainte, cu Iacobiții 60-70 de ani, cu Bonnie Prince Charles și cu uh, Charles cel Bătrân. Adică nu toți aventurierii sunt tratați așa uh, lejer, dar probabil că ceva în acest principe le inspira mai degrabă milă guvernanților respectivi, chiar uh, a doua lui tentativă de a prelua puterea se întâmplă după... A doua răsturnare a monarhiei franceze, în momentul în care se instaurează domnia acestui rege cetățean, care a fost Ludovic Filip, El încearcă din nou să, să vină, sper să nu încurc eu și să nu în fie. 40, la dacă da, în corect, 40. la corect. Restaurarea domniei lui Când Ludovic Filip vine, vine, trece canalul din Anglia. Da, se refugiese în Anglia. Da. Trece canalul Mânecii și ieri e luat. <laughs> Chiar de la vamă, se pare, chiar de la da. vamă, n-a trecut, se, de se partea lui. se pare că e un ziar francez care zice ceva de genul că pe nebunii îi închidem, nu-i ucidem Exact, exact Adică exact, da. oamenilor li s-a părut atât de, de stupefiant modul în care ăsta venea Eu sunt împăratul, pe mine mă vreți Bă, dar te-a chemat cineva, m-a întrebat cineva de tine de, uh, Există probabil, sunt înculcate, chiar uh, serialul Game of Thrones eu îl folosesc adesea ca formă de citare pentru că e foarte popular și atunci rezonează uh, în primul sezon la din casa Targerie în care e izolat pe alt continent el chiar crede poveștile că în fostul lui regat oamenii păstrează steaguri și se roagă pentru sănătatea moștenitorului tronului aiurea, majoritatea oamenilor în întreaga istorie își doreau să aibă un pic mai multe pe masă uh, chestiuni dintre astea probabil că regele cel mai realist al franței a fost Henri IV Eric al IV-lea, care a zis că o pălărie pentru fiecare și cât un, cât un pui în ceaun pentru fiecare familie. Adică vă oferim un confort decent. Bine, el se pare că a avut această, să zicem, idee că bonapartismul este în ascensiune, întrucât înțeleg că la un moment dat, când s-a refugiat pentru câteva zile, două săptămâni ceva la Paris, cu acordul lui Filip cu mama sa până anii 30, a început anilor 30, 32, 33. El a fost incognito acolo, că asta a fost înțelegerea, să fie incognito și când au aflat parizienii că un urmaș al Napoleon la parte este acolo, a fost un fel de o mică manifestație, să spunem, și l-a rămas foarte marcat de acest lucru, zicând, uite-ne, bonapartismul, lumea din nou se întoarce la Napoleon. Bun. Și de-aia așa spun unii, așa spun unii istorici că ar fi avut uh, această idee a destinului, i-a plecat și de acolo, din copilăria cu Napoleon, dar și, și de acolo. Asta e o mentalitate pe care noi românii probabil că o să o înțelegem mai dificil, e mentalitatea națiunilor cu moștenire imperială, națiunile care la un moment dat în istorie au fost superputere globale, englezi, francezi, de partea cealaltă, ruși, turci, uh, statele într-adevăr cu uh, pretenții de hegemon. Uh, Bun, îi găsim și pe la noi, pe cei care sunt nostalgici în privința comunismului, nu-i chiar tot aia, dar bineînțeles că există un grup în asemenea societăți care visează la moștenirea imperială. Turcia are mici couri otomane la mm. peste 100 de ani de la dispariția imperiului, când nu mai trăiește nimeni. Bine, poate primi. și la noi să spunem, că, să spunem că ar fi fost ceva comparabil cu venirea după 89 a regelui de pe calea victoriei da. da? și mai aproape de noi mormântarea tot a regelui Mihai da, de acord. când a fost o e, efuziune de asta publică. Schimb, la, la viitorul Napoleon al III-lea, în Franța majoritatea populației Princese, ori în anii maturității și erau cu bătrâni, ori în tinerețe și erau acum maturi. Epoca lui Napoleon, bineînțeles că fiecare avea părerea lui. Societatea franceză este fabulos de divizată în momentul ăla, ai reprezentat practic al întregului spectru politic, mergând de la monarhia absolutistă, constituțională, socialiști, liberali, până, o la, până eu... la anarhiști. Da, până anarhiști. La, probabil că mai erau și simpatizați de lui Robespierre pe undeva pe acolo. Că, e, e aia, indiferent cât ești de nesuferit, tot trebuie să găsească <laughs> cineva care să te placă. Uh, dar dezordinea asta poate să fie un avantaj și Napoleon al III-lea joacă o carte pe care au jucat-o mai mulți politicieni în istorie mai multe personaje istorice. Cartea exactă a credinței a oarbe în destinul propriu și are, are, are o formă ciudată de curaj. De fapt nu se lasă descurajat indiferent ce reacție are ce eșec lamentabil. Majoritatea au și momentul ăsta de bilans Când te apropii de vreo 40 de ani Zici bă ce-am făcut cu viața mea Ce-am la activ până acum M-au mierlit ăștia de fiecare dată Când m-am dus pe acolo Nici măcar n-a fost ceva glorios A fost de fiecare de ceva lamentabil Și cu toate astea Continuă să... Uh, fă caute oportunități și cea mai acum, bună... Acum, după, după a doua tentativă, este băgat la AM da, da, da. da și face închisoare pe viață, este condamnarea, unde stă șase ani de zile până evadează îmbrăcat într-un muncitor care păi zis a zis asta. am zis, am da. o perioadă. Da, aici a fost mai greu pentru că Ludovic Filipul îl bagă chiar într da, dar după, la după prima încercare ratată de a lua trunul, l-au trimis în Statele Unite. În Statele partea, Unite a făcut, a da, făcut Brazilia, Statele Unite, după aia s-a întors în a, din întors Europa, a, a sunt mama, mama lui, lui și da. după aceea da, am încurcat perioadele, da, inversie. Da. și trebuie să spunem că el copilăria și-a trecut mult timp în exil, în special în Elveția da. în Anglia el de și avea un accent foarte puternic, mă rog, nu foarte puternic dar sesizabil francezul vorbea cu accent german Ceea Și ce știm cât de simpatic le e francezilor exact, și-l și luau cumva la picior cei care nu erau de acord cu el deci dușmanii lui politici și a trecut puțin până Italia, unde a fost înronat în Revoluționarii Carbonari, a simpatizat cu ei, acolo e trecutul lui Revoluționar, și după aceea, după ce îl prind, atunci vine în Franța, după ce îl prind și moare fratele lui Napoleon. Lui Ludovic, Ludovic. Da, da, și devine el principalul pretendent Entend. din partea familiei. Da, Bona pentru parte. că Joseph și, și tatăl lui nu vroiau să, nu erau interesați să participe la. Nu vreau să revină în atenția publică și nu erau să ia această coroană, să spunem, virtuală a lui Napoleon. Bine, asta e alt aspect cumva paradoxal în personalitatea lui Napoleon al treilea, un om cu pretenții de despot, dar care totodată favorizează naționalismele. Aici eu am observat că există o confuzie, am mai făcut-o și eu unori, între naționalism de, de, înțeles ca principiul de determinare al unui popor și naționalismul ăla cu conotații xenofobe, șovine, etc. Noi vorbim de primul exact. naționalism. Uh, Faptul că e un om care totuși susține, bun, când conduci Franța, ai micuțul avantaj că Franța e o nație mare care în general are populație majoritară, adică cu mici excepții marginale, Alsacia, Lorena sau zona pe care o câștigă chiar în timpul lui Nisa și Savoia. Uh, Franța chiar are majoritate franzuzească uh -huh. în restul teritoriilor? Bun. Iarăși, uh, dublu discurs, pe de-o parte susții libertatea națiunilor, dar în timpul domniei tale sunt dobândite colonii în uh, Vietnam, în Cambogia, uh -huh. în Noua Caledonie, care rămâne până astăzi uh, departament francez. A, da, formă, Algeria dorește și Mexic. Trebuie să le de gândire gândirea da. epocii respective în care oameni civilizați, iar eu nu spun peorativ, <gânt> dar asta e realitatea. Oameni civilizați erau ăia albi. Da. Că la fel și Anglia instalează uh, parlamente locale în Australia și în Canada, pe câmpăia din Africa, Dumnezeu <gânt> cu mila îi tratează uh, ca și cum n-ar fi fost <gânt> oameni. Deci cam asta e gândirea. Și în cele din urmă, momentul uh, propice pentru. Uh, Prințul, deja care nu mai e tânăr, că are 40 de ani, se ivește cu această primăvară a popoarelor, reprezentată de Revoluția de la 1848. Când aproape între continentul european să spune că excepțiile notabile sunt Imperiul Britanic și Imperiul Rus bun, nici Imperiul Otoman tehnic n-a avut pe teritoriul lui vreo mișcare puternică, sunt zguduite, întreaga Europa este zguduită de mișcarea asta de autodeterminare națională, care în Franța se sfârșește prin înlăturarea regelui cetățean Ludovic Filip, în timp ce majoritatea celorlalte curți europene fiind paralizate de propriile mișcări, Austria cel puțin e pe punctul de a se prăbuși, dacă nu are intervenția Rusiei, Franțiozef în primește să-și piardă tronul imediat ce l-a Uh, nici Prusia nu o duce foarte bine în momentul respectiv, așa că e momentul perfect pentru ca Ludovic Napoleon să mai încerce o dată de data asta încearcă pe cale constituțională se prezintă drept principele președinte, oricât de amuzant uh, sună, n-ar fi nici el singurul am avut caz concret în vecinătatea noastră acum câțiva ani, când Bulgaria l-a ales prim-ministru pe fostul ei țar pe Simon de Saxa Coburg și reușește să dobândească conducerea uh, a ceea ce ar trebui să fie cea de-a doua republică. E, e o, o, perioadă era amuzantă, că e o republică care a durat câțiva ani. Prima republică e aia după Revoluția franceză, după 1789, urmează perioada primului imperiu, avem restaurația Burbonilor, perioada asta... din iulie. Intermețul ăsta al lui Ludovic Filip. Și acum avem tehnica a doua republică, dar care, a cărei viață este curmată chiar de primul președinte, dar tot prin referendum. Adică el își întreabă poporul dacă doriți să redeclarăm imperiul. Ui, majeste, să va! Așa că la 1852 și 2 se declară 2 al doilea imperiu francez, iar Napoleon al treilea, acum pe bună dreptate purtând titlul ăsta, până acum l-am desemnat așa în perspectivă, se gândește serios cum face să readucă Franța pe poziția pe care de fapt o deținea de aproximativ 200 de ani, de hegemon al continentului european, pentru că așa ca evoluție mare a Europei, după declinul Spaniei ca hegemon al continentului, Franța odată ce, mai ales după ce în Ludovic al XIV-lea Petron, devine într-adevăr principala putere a continentului european, și pentru că multă vreme, inclusiv atunci, Imperiul Britanic are mai degrabă o politică izolaționistă. Nu se prea amestecă în ceea ce se întâmplă pe continentul european. Din anumite puncte de vedere, supremația era net de partea britanicilor, flota britanică. Stăpânea mările Dar armata uh, era uh, cea mai mulțumitoasă la Franța, Pentru că era da. de departe cea mai mulțumitoasă țară europeană Anglia e conștientă de treaba asta Că degeaba ai armată, ceea ce a pățit Napoleon Degeaba ai <laughs> armată puterică, că n-ai cum să o treci Peste canalul mânecii ca să ne ataci pe noi Automat, uh, având și punctele cheie Din Gibraltar, Cipru, etc Dobândit chiar uh, imediat după Napoleon uh, Controla comerțul dar să spunem că, în momentul ăla, lucrurile încă nu sunt clare în percepția europenilor, majoritatea, încă în afară cu o excepție notabilă, Alexis de Tocqueville. Nu se sizaseră încă ce putere se forma dincolo de ocean, în, fără, în cazul uite. Statelor Unite, care deja de acum, cam mijloace de producție, încep să se afirme ca fiind primii. Cert este că încearcă să afirme această hegemonie franceză, să pornim de unde avem mai puțin de discutat. În plan intern, domnia lui e în mare parte un succes. Adică, prin o politică uh, surprinzător de liberală în economie, faptul că se dau credite pentru mici întreprinzători, se favorizează construcția de căi ferate. Construcția de vapoare moderne este o perioadă în care Corabia este înlocuită de vapor, întâi cu zbaturi, apoi apare elicia. Faptul că a sprijinit toate aceste tentative a dus la o creștere substanțială a industriei franceze. Principala putere industrială era tot Imperiul Britanic. Și rămâne dar, Imperiul Britanic și la sfârșitul. O... Franța se dovedește o perioadă, cel puțin un concurent serios, până când intră în scenă, dar da, să nu anticipăm a treia da. putere europeană. Din ceea ce privește reprezent eu așa aș numi-o. Napoleon al III-lea poate fi numit pe bună dreptate părintele Parisului Modern. Adică el este cel care, cu concursul extrem de valoros al baronului Haussmann, reușește să creeze orașul Paris, orașul luminilor, dar în adevăratul sens al cuvântului. Adică ceea ce vedem astăzi, pur și simplu a demolat o bună parte din Parisul da. lui Hugo, din uh, Mizerabili, mizerabili din... și din uh, Catedrala Notre-Dame. Cocoșatul la Notre Dame, deci da. al Cocoșatului, a dărâmat tot pentru că acele zone insalubre care erau chiar în centru, zonele favorabile pentru o baricade, a tras bulevardele astea mari pe care le vedem noi acum. Da, le... și e Grand Grand o de literatură da. franceză care ne păstrează încă descrieri din vechile foburguri ale Parisului. Bovița. Că merge la un de Balzac, că merge la Victor Hugo, se găsesc destule scene despre uh, lipsa de poezie, de fapt, a cartierelor pariziene. Deci, imaginea romantică a Parisului, aia de bellepoc, că denumirea asta da. tot din Franța vine, este imaginea pe care, de fapt, o trasează guvernului lui Napoleon III. Dacă iară, tot timpul există greșeală asta, să zici: a-l -a făcut Napoleon III, n-a construit el, propriu zis. El e cel care a structurat politica, l-a chemat pe Hausmann el în birou și a dat niște directive dintre astea foarte generale vreau să fie luminos, vreau să fie, adică orașul luminilor nu e o metaforă, se referă de la numărul de felinare cu gaz pe care asta l-a instalat pe stradă, ca să în felul ăsta ai condiții de securitate mai bune, înlesnești traficul și bineînțeles estetic ajută foarte mult. Astea sunt părțile bune. Bune, indiscutabil, să spunem, ale domniei lui Napoleon al III, -lea. ca sistem de guvernare, regimul lui cunoaște niște evoluții. Primul deceniu e cunoscut drept de deceniu autoritarist, când voința împăratului este aproape sinonimă cu aia lui Napoleon I sau cu Ludovic al XIV-lea. Da, e o monarhie absolută, practic, da. Da, dar după care e o creștere economică care pare la un moment dat greu gestionabilă. Se fac numeroase credite, Parlamentul este revoltat, pentru că există totuși un Parlament, un Senat via și atunci este nevoit să liberalizeze lucrurile în a doua parte a domniei, în al doilea deceniu de pe la 1860 către 1870, pentru ca spre final să fie evoluat deja spre forma unei monarhii constituționale, în care monarhul e mai degrabă figura simbolică și decizia politică e majoritar în mâinile corpurilor deliberative. Cam asta e evoluția, ceea ce dovedește o destul de mare abilitate politică și de a intui totuși lucrurile din jurul său. Nu părea până să ajungă pe tron, părea mai degrabă un idealist, un om care trăiește după niște uh, vise complet desprinse de realitate. În timp ce odată a ajuns pe tronul uh, celui de-al doilea imperiu, se dovedește destul de aplicat, dar asta este strict legat de politica internă. În politica externă. Uh, deși pentru noi este una dintre figurile cele mai... Uh binefăcătoare de-a lungul istoriei, face adeseori dovadă de ceva miopie. E complet contradictoriu, adică în politica lui Indie externă, dacă ne uităm, faptul că a încercat să creeze națiunile Italia, Prusia, viitoarea Germanie și România, dar fără să-și dea seama, fără să vadă că cel puțin Prusia era de atunci și Toată între întrezărea sau cei care își dădeau seama că întrezăreau că va fi principalul oponent al lui uh, al Franței odată ce a ajuns Bismarck uh, cancelar și uh, faptul că Prusia se dezvolta uh, și din punct de vedere uh, al populației în timp ce Franța era într o descreștere a populației uh, deci deja începeau să să nu mai aibă așa uh, Chiar știu, citeam la un moment dat, unul dintre, tot așa, dintre ziariști spuneau, contemporani, spuneau dacă înainte ne puneam, ne puneam problema dacă Franța va rezista tuturor puterilor europene coalizate împotriva ei, acum la Sedan ne puneam, ne puneam problema dacă va reuși Franța să țină piept Prusiei și nici aia nu era sigur. Ăla este marele șoc al opiniei publice franțuzești. Am, acum Anticipăm puțin da. și mergem la finalul domniei, respectiv 1 septembrie 1870, bătălia de la Sedan. Un război dorit de opinia publică franceză, care, iată, era ușor iluzionată în privința puterii pe care încă ar mai fi deținut al doilea imperiu, în timp ce o armată prusacă rapid mobilizată. Bun, dacă e adevărat că a scris-o Voltaire, băieții ar fi trebuit să-l citească pe Voltaire când le-a spus că majoritatea țărilor au o armată. Prusia este o armată care deține o țară. Iuncării prusaci. Sper că Mirabo se pare că a spus-o, am găsit în altă parte, da. Da, e, da, sunt acele citate care au devenit exact. cele prin uh, faptul că de. sunt atât de uh, percutante nu prea contează de cine a zis-o da, da. Uh, bun, uh, politica pornind de la Frederic al doilea cel mare al Prusiei fusese clar orientată pe dezvoltarea armatei. era o țară care nu avea colonii uh, care nu stăpânea teritorii cu resurse foarte bogate în primă fază n -are. așa, uh, de menționat faptul că asta, termenul corect cât timp este pentru Napoleon al III-lea, este de Prusia Imperiul german se creează după Opa. detronarea lui Napoleon, dar culmea tot la Paris. La Versailles. Să... Așa. Așa. Prusia a insistat permanent pe dezvoltarea acestei puteri militare, care e limitată mai degrabă de o relativă lipsă de resurse a statului Prusa, care va fi moștenită și de Imperiul German. Uh, dar odată ce uh, la conducerea afacerilor statului vine acest om politic remarcabil din punctul meu de vedere este cea mai abilă minte de politician din secolul 19 e vorba de Otto von Bismarck uh, și și ca. Uh, din perspectiva cv cei doi nu aveau cum să fie mai diferiți. Bismarck era un Juncker dintr ăsta Prusac, provenit din mica nobilime, un om eminamente practic, cu un pragmatism dus de multe ori până la cinism. În timp ce Napoleon al III-lea se vede că gândește, e o, e o gândire fa care a fost falimentară numai în secolul XIX, ci a fost falimentară pretutindă în istorie. Justinian cel Mare, Manuel Comnenu, toți care gândesc la modul imperial, hegemonie globală și le scapă interesul de la graniță. De regulă, ori în timpul vieții lor, ori imediat după se produce ceva grav pentru, na, pentru statul respectiv. La fel face și Napoleon al treilea, care vrea să fie implicat pretutindeni, se implică în uh, luptele pentru independența Italiei, uh, cinstit vorbind, e în primul rând prietenul italienilor. Exact. Uh, Probabil și copilăria petrecută pe acolo, relațiile destul de apropiate cu Camilo Benso Conte di Cavour, care este Bismarck al Italiei, mult mai puțin cunoscut pentru că raportul de forță a fost întotdeauna în favoarea Germaniei. Dar dacă ne uităm și la traseul diplomatic și ca al carierei lui Camilo Benso este remarcat și un om aproape necunoscut, mai ales în zona României. Da, vor a făcut, practic, Italia. A unit Italia, la fel cum a făcut Bismarck. Rămâne întotdeauna, uh, Bismarck nu are un corespondent romantic cum îl are Cavour pe Garibaldi. Da. Întotdeauna, figurile astea romantice primează uh -huh. în cu mentalul, colectiv. mentalul colectiv. Da, pentru că uh, ceea ce face primul oară bine. Camilo Bensu este faptul că implică Piemontul, cum se numea de fapt atunci, în războiul Crimei. Este primul mare conflict al carierei de împărat a lui Napoleon al iii la care, asta gândind în termeni imperial, Franța este prima putere a Europei. Interesul mai multor puteri la vremea că nu e nu, nu, nu numai al Franței, și prima oară când privesc spre noi, este să frâneze expansiunea rusă spre vest. Visul național al Rusiei aici nu e nicio extrapolare, nu ați doar de Rusia imperială este să ajungă la strâmtori, la țarigrad, la Constantinopol. <gript> din nefericire pentru noi, Noi eram drumul în Rusiei trece pe aici, în direcția Constantinopolului. Și noi am fost tot timpul tampon între cele două mari imperii, otoman și rus. Chiar trei, că era Chiar și imperiul da, imperiu austriac. În bătălia celor doi, mă refer la... Da. A... Exact, unde de la Petru cel Mare încolo, turciși mănâncă bătaie consecvent de. de la ruși, e un continuă retragere a Imperiului Otoman și deja la mijlocul secolului XIX, linia frontului este așezată hotărât, mm -hmm. nu e nu e la Principatele Lume, e în Principatele Românei, că Basarabia deja e absorbită, iar ocupația rusă din 1853 ia a patra în secolul ăla. Adică în 50 de ani, într-o viață de om, ne vizita sărăștea deja de patru ori. Rusia ocupă Principatele ca o măsură de presiune la adresa Imperiului Otomanie, perioada când pe tron sunt Grigore în Moldova și Barbuș Tirbei în țara românească. Domnii ăștia au avut o domnie extrem de afectată de toate ingerințele Rusiei, mai ales știrbei în țara românească. Moment în care, mai ales după catastrofa navală otomană de la Sinope, când e clar că supremația pe, și pe mare și pe uscată aparține Rusiei, alarmează marile puteri. E una dintre primele mobilizări. E un soi de preludiu, mai fusese războiul de șapte ani în secolul anterior, dar e un soi de preludiu la primul război mondial. Când puteri neinteresate direct de zona respectivă se implică în conflict tocmai pentru a pune o frână Începe să, în... se caută un echilibru european. suntem în perioada după 1815, după Viena, suntem în perioada așa zisului concert european, în care da. Anglia vrea să joace de fapt rolul de balanță, de pondere și de fiecare dată când cineva pare hegemon pe continent, se aliază teoretic cu cel mai al Bion. Al albion, da. Uh... De data asta, flotele anglo-franceze își fac apariția în strâmtori, apoi sunt mobilizate trupe, apară, luptă în Dobrogea în prima fază, și apoi se produce campania din Crimea cu erori grave de ambele părți. Balaclava rămâne până astăzi, da, eroism, eroism, dar ați fost tâmpiți și unii și alții. Se înființează se Crucea Roșie cu Florence Nightingale, dar. Asta nu împiedică moartea a mii de soldați de boli uh, contagioase, însă, într-adevăr, Rusia, profitându-se cumva și de moartea conservatorului Nicolae I, care rămăsese jandarmul Europei, este uh, învinsă și la masa tratativelor trebuie să facă anumite cesiuni vizibilă este cedarea sudului Basarabiei Moldovei, dar mai puțin vizibilă, însă mai importante sunt angajamentele pe care le au rușii să nu mai aibă prezență militară în Marea Neagră, să lasă libere gurile Dunării, care erau mai importante pentru britanici, că pentru ei a conta comerțul cu cereale din țările române. Conjunctural, Păi uh, pierdeau odată, pierdeau ieșirea la mare odată cu sudul Basarabiei uh, rușii da. și își pierdeau, uh, și pierdeau uh, protectorat asupra țărilor române, principatilor exact. române Conjunctural, aici și vorbind de toată relația lui Napoleon al iii cu principatele române e o naivitate crasă să crezi că uh, vreun om politic îi face bine țării tale din sentiment sincer dacă ai sentimente în politică evacuezi uh -huh. scena extrem de repede Totul ține de considerente diplomatice, strategice, economice, tot are o motivație în spate, nimeni nu se face bine gratuit. Dar îndepărtarea asta a prezenței Rusiei în primă fază, după convenția de la Paris, mai ales doi ani mai târziu, Parisul și-a această strălucită revanșă. Deci după ce în 1815 Europa tocmai se strânsese la Viena ca să împiedice o altă ridicare a Franței, acum Parisul chema capetele încoronate ale Europei la Consiliu să stabilească noua configurație a Europei prin care principatelor li se permite o anumită dezvoltare, chiar dacă se insistă un pic că am apăsat pe dominația otomană, la un moment dat chiar există formula că sunt parte integrantă a Imperiului Otoman, dar cu o administrație independentă, până și prudentul Știrbei s-a scandalizat în momentul ăla, spunând, băi, fraților, ce faceți aici, voi ne aruncați în brațele Rusiei, cum mai că să fim parte, n-am fost sute de ani, aici nu e o treabă... Adică de... Rămâneam sub suzeranitate, practic. Da numai Bun. că în loc să schimbam doar, adică rămâneam suzerani, sub suzeranitatea otomană, dar schimbam protectoratul din Rusia în marele puteri. Exact, cu garanția colectivă a celor, e să vedem, Anglia, Franța, Austria, Prusia, mm -hmm. Rusia, Imperiul Otoman și mai nou, Piemont. De deci șapte mari puteri sunt puterile garante la momentul respectiv. După aceea ni se permit acele divanuri ad hoc pentru afirmarea voinței populare, aici începe masiv rolul Franței. În general, consulii francezi, că sunt la Constantinopol, că sunt direct la București, se manifestă favorabil în direcția unei posibile unire a românilor, dar mai ales Imperiul Britanic și, evident, Imperiul Otoman sunt cei care blochează. Deci, aceste... nu erau prea încântați. Pe lângă, vorbim de oamenii care au interes, Imperiul Otoman are interesul să nu se consolideze naționalitățile aflate în area lui de dominație, iar Austriecii și conjunctural și rușii, dar ei sunt nevoiți să, să fie un pic sotovoce la, la convenția asta, nu au interesul la fel să se consolideze niște state în area lor de expansiune. Austria, ori cunoscuse, ori urma să cunoască niște deziluzii pe fronturile ei vestice, e bătută măr în Italia cu sprijinul direct ne. al armatei franceze, cedează Lombardia cu Milano, pe care Napoleon o cedează la rândul său Piemontului, regatului născând al Italiei, primind o frumoasă compensație prin Nisa și Savoia, iar ulterior urma să fie bătută măr de, de prusacii lui Bismarck la Sadova. la Sadova. O înfrângere categorică, adică în 40 de zile Austria a trebuit să ceară armistițiu, a fost exclusă din confederația germană, așadar pentru Austria, dar asta deja vorbim dincolo de 1859, dar pentru Austria devenea din și în ce mai evident că dacă mai e posibilă expansiune, aceasta este spre Est. Așadar, nimeni nu dorea stabilitatea popoarelor din zona aceasta, cu excepția notabilă a Franței lui Napoleon al III, care, din potrivă, propune unirea principatelor ca un soi de cordon sanitar fața expansiunii ruse și austriece. Cum lucrul ăsta nu e posibil, se votează pentru domnie separată, dar se lasă acea codiță acum. La nivelul speculației cât a fost voit lăsată acea codiță legislativă care nu prevedea faptul să nu alege același domn pe tronul a fiecărui principat rămâne la nivelul speculației istorice. Nu știm dacă diplomația franceză a influențat în vreun fel uh, scăparea asta legislativă sau a fost o simplă scăpare de care au profitat uh, românii, punându-i pe uh, până marile puteri, cum spunea Nicolae Iorga, în fața politicii faptului împlinit. Bine, aici vorbim după compromisul de la Osborne uh, din 57, dintre Napoleon al III-lea și Regina Victoria, pentru că și englezii se împotriveau, adică erau de partea otomanilor în acest caz, pentru că ei erau principala forță în chestiune care susținea bolnavul Europei, adică Imperiul Otoman, da. tocmai pentru a avea. Uh, cale acus, liberă cale spre Spântori? Spre da, spre India. Uh, acolo se pare că Napoleon a cedat și a lăsat, uh, a golit de conținut uh, aceste dorințe ale românilor, deci, din unde s-a făcut din Convenția din 57, uh, dar a permis, să spunem, adică a, a, a lăsat acest lucru, portița respectivă. Dacă și-a dat seama sau nu, adică a fost un joc al lui diplomatic sau pur și simplu i-a ieșit fără să vrea, nu știm. Dar Marea Britanie, adică Regina Victoria, a plecat încântată la acea întâlnire că românii nu se vor uni, pentru că erau totul separat, adunări legislative separate, era doar o comisie la Focșani, pe graniță Comisie care... și erau vreo două instituții comune. O, curtea o, de Casație, parcă și încă ceva. Da. Da, în rest, în rest, totul era separat și spuneau că și nu se vor uni sub principe străin, pentru că încă de atunci românii au cerut principe străin, s-a refuzat, a fost inițial, apropo de acest joc, cum a fost cazul cu Savoia și Nisa, Napoleon ar fi, vrut, ar fi promis și Austriei că le dau principatele dacă cedează Veneția, pentru Piemont, deci noi tot timpul am fost sau am fost un moment de schimb sau pentru Polonia, pentru că erau francezi care din normal din clasa conducătoare care doreau să facă să elibereze Polonia de sub ocupația celor două mai puteri și atunci tot la fel li se propuseseră principatele unite Austrie dacă renunța la partea ei de Galicia. Napoleon. Napoleon a negociat, practic, cu toate principiile naționaliste din Europa, adică la o întâlnire cu Alexandru al doilea, cu următorul țar al Rusiei, Țarul se spune că ca pe care a de la întâlnire s-a îndrăznit să vorbească de Polonia a încercat să pluseze pe toate fronturile, doar că în Polonia interesele comune ale Rusiei și Prusiei, că și Prusia avea o parte de Polonia pe care avea de gând să o exploateze în continuare, au făcut ca naționaliștii polonezi să fie căutați de forțele de represiune în toate aceste state, așa că o mișcare de independență a Poloniei în momentul ăla a fost imposibilă. Bun punctat cu întâlnirea de la Osborne, pe de o parte, în timpul Domnului lui Laponon al III, observăm pentru prima oară o domolire a străvechii dușmăniei istorice între francezi și englezi. Treabă pornită încă de la cucerirea normandă cu sistemul de vasalitate, cu vasalul care e mai puternic decât regele. Abia acum începe să se domolească și se prefigurează, practic, noua, noua configurație a alianțelor europene. Odată ce Franța cu sfârșitul domniei lui Napoleon al iii părăsește definitiv postul de hegemon european, devine partea unui sistem mult mai complex de alianțe. Și aici să încheiem partea de politică internațională, ca să mai avem câteva minute să discutăm de români. Ceea ce au ignorat francezii și Napoleon al iii în principiu a fost această ascensiune nebănuit de rapid a Prusiei. În primă fază diferentul cu Schleswig-Holstein în Danemarca unde uh, Franța la un moment dat chiar închide ochii binevoitoare așa zicea hai dute dacă vrei cu uh, și prusații, prusații care îi fraieresc perfect și pe austrieci în primă fază. Bine, Franța a închis ochii și la Sadova, că dacă s-ar fi aliat într-un război preventiv. Sadova, Napoleon al III-lea, folosește o politică, de denumită pe orativă bacșișurilor. Cere și el acolo ceva ca să... În la speță, final. Să, în speță, da, era Luxemburgul pe care îl dorea. Bismarck se face că îl dă, după care comite voi niște indiscreții diplomatice ca să revolte restul puterilor europene. Ce faceți mai acolo? Armata franceză e nevoită să retragă din Luxemburg, gravă greșeală strategică în momentul în care te retragi într-o asemenea situație, clar semnalizezi că nu ai forța necesară, este ceea ce au făcut de altfel și în al doilea război mondial. Uh, lipsa de, de fapt, în preludiu celor de-al doilea război mondial, lipsa de reacție nu a făcut decât să încurajeze uh, până când Bismarck, convingându-se de lucrurile acestea, chiar predetermină un război, un conflict armat direct. Între uh, Prusia și Franța este acea telegramă cel mai probabil de la slăzmuită de la Ems. Uh, practic se creează un scandal diplomatic mai, din mai nimic. Este eternul principiu de casus belli. Ca să poți să începi un război, <coughs> ai nevoie de o motivație. Bismarck joacă atât de bine încât nici măcar nu declară el război. El este în, în persoana celui care trebuie să se apere. Este agresat. Da, pentru da, că da. Franța îi declară război. Victoria trupelor prusace este zdrobitoare. O dată pe 4 august, o dată pe 16 august, principalii mareșal francezi îmi scapă numele celui încercuit la Metz, dar celălalt este McMahon, care încearcă, sau McMahon, nu știu exact ce nație are, încearcă să despresureze din potrivă, să trezesc ei încercuiți cu prezent pe front. Aici, cinstele lui Napoleon al iii greu de imaginat ce efort personal a făcut, suferat de niște ani deja de pietre la vezică, dacă ați avut vreodată ghinionul să suferiți, știți că sunt singurele dureri comparabile cu nașterea unui copil. Uh, automat asta l-a și debilitat în ultimii ani. Nu a mai avut energia debordantă de care a dăduse dovadă. Da, în dar prima... și cu picioarele, să pare, îl dureau foarte tare, da. Să te numai mai în camere încălzite, foarte încălzite, deci ne dăm seama ce efort era pentru el să fie pe cal. Și, în, și Napoleon este cel care oprește totuși focul și predă armele... Da, realizează că e ca o cauză mai pierdută. Lumea. Da, la Sedan. În schimb, guvernul din Paris se declară revoltat, declară abolirea mm -hmm. Imperiului cu împăratul prizonier, mm -hmm. deci pentru Franța e un moment de degringoladă totală, proclama a treia republică, dar continuă ostilitățile, așa că se ajunge la asediu Parisului și Prusia ocupă o suprafață destul de amplă din Franța, până când la începutul anului 1871 în sfârșit se semnează pacea și, culmea ironiei, Imperiul German este proclamat Wilhelm I este proclamat împărat al Germaniei. În sala oglinzilor, da, de la, la Versailles. Versailles. Ce se întâmplase până la această ieșire din scena lui Napoleon al iii în țările române, fusese pusă Europa în fața acestui fapt împlinit. Se pare cu tăcerea binevoitoare a Franței că se alege la 5 ianuarie în Moldova, la 24 ianuarie 1859 Alexandru Ioan Cuza în Moldova și în țara românească, din punct de vedere cultural deja suntem, ajungem la a doua generație de români școliți în Franța, pornind de la Dinicu Golescu, de la primii care au privit spre Occident, pașoptiștii sunt, sunt în quasi totalitate oameni educați în Franța inițiați în, în, sunt... în loji masonice franceze, vorbitori de limbă franceză, de aici se propagă instant moda mm. culturală, nu mai știu exact cine a zis afirmația asta, mi-a mi plăcut teribil că România devine o colonie franceză fără a fi fost vreodată ocupată, propriu mm. zis, de Franța Păi se pare că chiar Ion Brătianu i-ar fi declarat atunci când încerca să-l convingă pe Napoleon să susțină unirea, i-ar fi spus că deci suntem alături de tine majestate armata României va fi armata Franței porturile vor fi are Franței, practic vei fi o colonie, dar fără să ai cheltuielile aferente unei colonii, încercând da. să se seducă, da. Avem și numeroase exemple literare de la Coara Chirița cu Furculision, mm -hmm. cu faptul că era o modă mm -hmm. ăste franțuzești că vrea să mm -hmm. vadă Parisul, până la gaițele la fel, că eu vreau la Paris, dacă iese recolta te duc la Puceasa, bă tu ai înțeles că eu vreau să văd Parisul. Uh termeni în limba română, filfizon de la vif le son, că ea nu era o stare să pronunțe și în loc de vif le son spuneau fil fizon, și atunci le-a rămas termenul ăsta de, de la apel pisiți, am trecut la filfizoni Bineînțeles și la modă, cuza, dacă politic e o discuție mai amplă, la maniera de a se purta, de a se înfățișa, reproduce destul de vizibil modelul napoleonian, cum Barbișan. face și iconul Mihalache Cogălniceanu, barbișonul și mustățile uh -huh. acelea ascuțite uh -huh. uh, care vor fi înlocuite spre sfârșitul secolului, uh, toate au fost la timpul lor ceva exagerat uh -huh. și cumva părul facea la bărbați indică uh -huh. apartenența la... Un anumit tipar: că se pornește la începutul secolului, avem pe boierea afanariuți necați în grăsime și cu barbilă dășeapă. După care se trece foarte repede la moda pașoptistă în plan vestimentar. Jobenul care vine de la un comerciant francez de pălării așezat la București, Redingota, totul este inspirat de Franța modă franțuzească, care e moda la Paris, pe aia o preiau imediat și femeile, că femeile fac schimbarea de modă în principate, alea sunt cele care le dau cât un ghiont, alora încă îmbrăcați în anterii, pune-mă mâna, uite și tu ce e la Paris, tu cum dansezi în chestia? Bineînțeles, cotilionul, totul, moda de la baluri, totul vine pe filiera franceză. Eclectismul Arhitectura, eclectismul celui de al doilea imperiu, da. Nu francezii ne-au botezat pe noi micul Paris, asta au făcut-o balcanicii, dar au făcut-o pentru că modelul principal de dezvoltare urbanistică al Bucureștiului este adus din Franța, de la Paris, se manifestă stilul bozart, păi bozart e și la noi e neoacademism, păi la noi e tot neoacademism, barbizonul în pictură, uh, arhitectură, totul este cu influență franceză, militarii care se vor militari de carieră, fac la Saint-Cyr la Fontainebleau, la artilerie uh, Cavaleria am uitat unde uh, cavaleria era la Saint-Cyr uh, primii noștri ofițeri de marine inclusiv amiralul Urseanu, face uh, școala navală la Brest Adică avem generații întregi de profesioniști români în mai multe domenii care sunt formați cultural, profesional în Franța. Tachionescu e coleg cu Raymond Poincaré la drept la Paris. Deci e o, fuziune efuziune franțuzească uh, generalizată aproape în România, cel puțin cei din păturile superioare, uh, vechii boieri, uh, generațiile următoare ajung să vorbească întâi franțuzește, că îi învățau cu guvernanta franceză și apoi românește învățau cu slugile, de-aia de multe ori vorbeau mai prost românește decât vorbeau franțuzește. E o întreagă moștenire, dar uh, finalul domniei lui Napoleon produce niște tulburări și în spațiul românesc. Deja vorbim de România, sunt principatele unite care au căpătat uh, denumirea aceasta, uh, pentru că uh, Alexandru Iancuza uh, e nevoit să abdice uh, cât încă domnește Napoleon, suntem în 1866, uh, apoi se pare cu intervenția lui Napoleon nu știu cât în favoarea lui, uh, lui Carol, Carol de a, sus l a susținut pe Carol se pare că adică Brătianu a fost și la Napoleon pentru a cere firmanul să spunem ca la poarta otomană uh, pentru a lua. Napoleon uh, dacă n-a intervenit cel puțin a avut o uh, o liniște binevoitoare adică o neintervenție binevoitoare a lăsat lucrurile să desfășoare, dar uh, totuși i-a spus că susține, i-a spus Brătianu că susține și uh, inclusiv pe tatălui Carol pe Carol -Ant a Anton, Anton, care a fost premierul Prusiei înaintea lui Bismarck, i-a spus că este foarte bine, după mai multe negocieri, evident, este foarte bine să lase pe Carol să se ducă, pentru că ei se puneau, adică prusacii nu prea vroiau, era și până cu Austria, încă nu știau în ce ape să scaldă. Ceea ce a spus Bismarck lui Carol, ești conștient că te duci într-o țară unde vei fi nevoit să pupi papucul cu sultanului, da. eu voiam să spun că la influența... Și Bismarck l-a susținut pe Carol să ajungă. La influența mai mult pe Carol nu dat de Napoleon al iii în privința lui Filip de, Fland de Flandra, care fusese primul candidat. Și a refuzat, da. Da. Napoleon al treilea ar fi spus nu pe asta. pentru că avea interese în Belgia și atunci nu prea mm -hmm. cădea să-l pui principe dincolo. Da, și vrea să joace și împotriva Austrie, celor pe care oricum nu prea N-a producează prietenul lor și era mai prieten pe vremea cu Prusia, fără să-și dea seama că mai avea patru da. ani și o mierlea din cauza lor. Spre sfârșitul domniei s-a apropiat de Austro-Ungaria, că deja după înfrângerea de la Sadova, Francis Iosif e nevoit să grăbească un pic formarea dualismului Austro-Ungar dar nu suficient de mult cât Austria să fie o contrapondere hmm. în fața Prusiei. Era deja prea târziu ca să-i mai susțin pe Austria și împotriva exact. Prusiei. Hai să trecem, mai avem uh, maxim 5 minute, să vorbim un pic și de, de Alexandru Ioan Cuza într-o paralelă cu Napoleon. Uh, pe scurt, așa, să zicem, uh, avem câteva caracteristici de la înfățișare, avem faptul că a dat o lovitură de stat tot într-un 2, în 2 mai, uh, după modelul primei lovituri de stat a al lui Napoleon. Un al Convenției de la Paris. De la Paris și faptul că, dar mă rog, Asta nu era doar a lor, era o caracteristică A epocii Era foarte dornic Să intre în contact, să spunem așa, cu sexul frumos Adică ca și Napoleon sunt A avut de alcool, amante Din da. societatea doamnelor cu crinolină Cum o spunea un roman istoric Bun, în perioada de Belle Epoque Era o treabă de mândrie Să ai amantă Asta spun, Toți suveranii aveau mai multe amante Cu vederea faptul că merge și invers Și pentru doamne mm -hmm. era un titlu de mândrie Să aibă amanți sunt cunoscuți ca bon Și unul și celălalt, oameni cu un stil de viață flamboyant, care din păcate și în cazul uneia și în cazul celuilalt pierd în fața unora mult mai reci și mai meticuloși. Ca Napoleon al treilea în conflict direct cu Bismarck, iar Cuza detronat de un om care nu-i semăna absolut deloc, dar care era nu era ceea ce ar fi iubit românii, era ceea ce aveau nevoie românii la momentul ăla: riguros, meticulos, fixistul, în bună măsură, Carol I, uh, cel care, în primă fază, sau să spunem că cea mai serioasă amenințare la adresa lui, producându-se. Cu, aproape concomitent cu, cu căderea lui Napoleon al III-lea, românii filofrancezi uh, exacerbați de victoria prusacă. Uh, bun, fusese foarte bine pregătită opinia publică să aibă o reacție între asta și de afacerea Struzberg, afacerea Căilor Ferate, unde un apropiat al casei regale era implicat direct. Și atunci o destul de puternică, că suntem la un început de domnie, nu-i consolidată bine situația, pune gaz pe foc și se ajunge la incidentul de la sala Slătineanu. Dacă vă întrebați unde este sala Slătineanu, este pe calea Victoriei, unde este astăzi Capșa. Acolo era sala Slătineanu, acolo consulul și comunitatea germană de la București serbau proclamarea Imperiului German, se trezesc cu geamurile sparte, nu sunt morți din câte știu eu, dar oricum violențe sunt, și de acolo protestatarii, numai bine că se încolonează spre Palatul Regal, să-l și pe rege, sunt opriți de trupele colonelului Solomon. Ion Ghica, prim-ministru la vremea aia, cu vechi veleități revoluționare, se face ce fi de negăsit uh, și Carol se pregătește să abdice, atunci se pare mai clar sau mai, mai posibil decât în cazul amantlăcului dintre Ferdinand și Elena Văcărescu care ar fi spus la Scar celebrele lui cuvinte, mai a asta nu se si poate ca cu au și corolarul logic că si rupi țara dacă pleci matale uh, și în felul ăsta se uh, este restabilită pacea internă, mă refer, la, urmează un guvern conservator stabil sub Lascar Catargiu se consolidează autoritatea lui Carol I, acceptându-se cumva divorțul ăsta. Țara are un conducător de origine germană, dar ea rămâne puternic filofranceză până în perioada interbelică inclusiv. Asta este probabil principala moștenire pe care ne-o lasă Napoleon al iii Dacă în bilanțul Napoleon al III-lea intern, să zicem, este unul acum retrospectiv, este unul pozitiv pe care vedem noi, pentru că francezii nici acum nu-l pozitiv, Da, este încă în, uh, înhumat în pământ britanic, uh, în intern, CUZA, dacă îl vedem că avea câteva caracteristici, punea în fața faptului împlinit lumea, așa cum îi plăcea și lui Napoleon să-și pună, era ascuns, și îi plăcea să-și pună miniștrii și colaboratori în fața faptului împlinit, a dat acea lovitură de stat, deci avea cumva tendințe, să spunem, autoritare. Care ar fi bilanțul lui acum? CUZA a fost aproape universal un domnitor, un conducător iubit de către români, dar venea să domnească peste o cu totuși cu totul altă nație. Franța avea o carieră regală, imperială, îndelungată. Când vine Napoleon al iii și era obișnuită să combată, sau oricum, exact cum ai spus un pic mai devreme, să, să fie învinsă de coaliții. Napoleon e primul conducător francez care a bătut de o singură nație. Cuza, în schimb, venea să domnească peste un popor care de ceva vreme încoace uh, mai concret, de 200 de ani, de la Radu Mihnea al III-lea, nu mai avusese o victorie militară. Noi nu mai știam ce e aia. Uh, unde, chiar dacă Șerbia, apropo să fusese desfințată de un fanariu luminat de Constantin Mavrocordat, țăranii numai bine nu duceau. Uh, și reformele lui Cuza, proprietărirea țăranilor prin secularizarea averilor mănăstirești, chiar dacă nu l-a făcut foarte iubit de biserică, poate, în momentul respectiv, deși astăzi, paradoxal, avem statuia lui pe dealul Mitropoliei și mai ales măsura asta de a da pământ țăranilor. În plus, este destul de bine cunoscută și nici greu să fie demonstrată în istoria apetența românilor pentru ăștia mai de viață. Nici aici nu suntem siguri. Be? Doar al al șaptelea, lea pardon, este un rege arhipopular și a fost întotdeauna în Anglia, cumva paradoxal. Deci nu cred că are de-a face cu stilul de viață. Și francezii. Eu mi-aduc aminte când eram puști, când a murit Mitterrand președintele Franței și s-a descoperit la moartea lui că ăsta mai avusese o viață în paralel, mai avea o amantă cu copii și nimeni din Franța nu s-a arătat o la la, me. din potrivă au fost oameni erau și bărba bine. E, francezii, uh... practic, erau între ultimii care se puteau scandaliza de așa ceva. Da, cred da. că divorțul opiniei publice franceze față de Napoleon al III-lea a fost faptul că a pierdut statutul ăsta de superputere, de primă putere europeană mm -hmm. pentru Franța, pentru că altfel, Omul a fost un om al timpului mm -hmm. său, a fost un om cu intuiții destul de bune, dar așa se întâmplă, adică n-ai nicio soartă dramatică să te aduc, să-și aducă aminte ca de Napoleon, domnule, s-a bătut până la ultima picătură și nu, nu a A murit în Anglia al trei ani mai târziu. A da. murit exilat, e, e un om unde există un conflict probabil între partea rațională și partea emoțională. Mm -hmm. Paradoxal, Napoleon I, în cel puțin ultima parte a vieții, e un sentimental, nu e un rațional. Era limpede că nu o să se mai întoarcă dominația franceză, dar el încearcă să o ducă până la sfârșitul celor 100 de zile. Napoleon III, exact cum ai spus tu, prin faptul că ordonă încetarea focului, că se lasă luat prizonier. Probabil că asta deranjează până astăzi. E imaginea celebră cu el, stând cu Bismarck, față în, o bancă față în împăratul francez. Uh, o fi licență artistică, -o fi dar se vede că e suferind, că e coșcovit un pic, așa, în timp ce Bismarck stă drept, uh, asta cel mai probabil deranjează, pentru că în ultima uh, sută de ani, antipatia franco-engleză s-a mutat în antipatia franco-germană. Uh, Napoleon al III-lea lasă în urma sa o conjunctură politică mult schimbată, de unde exista rivalitatea asta franco-engleză, din potriva acum se apropie, Rusia supărată pe Austria, care se pusese în contra ei, nu mai privește direct și începe să se apropie de Franța și în felul ăsta ia naștere la scurtă vreme după dispariția lui Napoleon al III-lea, acea antantă cordială care va invita, propriu zis, primul război mondial și de pe urma căreia va avea în cele din urmă de câștigat și România. Bine, dacă vorbim de Napoleon al III-lea și Bismarck, Napoleon al III-lea a reușit să-și distrugă toate alianțele pe care în cei 22 de ani de domnie le-a făcut, când Bismarck a reușit să-și strângă toate alianțele, aruncate în aer după aia de Wilhelm al Doilea. Și Bismarck sfârșește într-un cont de umbră, odată ce apare nou împărat Wilhelm al Doilea, care îl marginalizează până când... Nu din vina lui de data asta. Nu, nu din vina lui și într-adevăr e postura diferită. Bismarck deși l-am dat e clar omul care influențează traseul Germaniei, nu e monarhul. Da. Este cancelarul. Adică Au și o situare un pic diferită și probabil că cu atât mai dureros pentru opinia publică franceză, băi, a făcut un nobilaș prusac. Adică, ce Dumnezeu face? Da, Bismarck a țesut la propriu o pânză de păianjen în prejurul lui Napoleon al iii L-a discreditat în fața opiniei publice internaționale, și apoi Sedanul a fost deja. Era un fapt împlinit înainte să se întâmple. Napoleon III nici nu ar fi vrut să, să declare război, a fost împins de toată camarila lui și de opinia publică, pentru că el știa care este starea armatei și își dăduse seama, probabil după Sadova, că nu va reuși să facă față singur unei armate prusace. Sau va fi foarte greu dacă. Acum, eu așa spun drept concluzie, eu o treabă cu istorie ipotetică, istorie speculativă. Dacă probabil abdica, prin târziu de tot, chiar în 1868, după ce pusese economia franceză pe roate, câștigase mai multe colonii, adică adusese mai multe plusuri, posibil să fi rămas un suveran foarte popular pentru francis domne, nu mai a fost el ulterior când le-a împățit pe celălalt. E, oricum, el, ca și Cuza, când a fost detronat de monstruoasa coaliție, a fost pentru liberare, a fost prea conservator și pentru conservatori a fost prea liberal. Da. La fel și Napoleon în al III-lea, la fel și, și Cuza. Adică a fost văzut bine, Napoleon III a fost dat jos în urmă război, pe când, pe când Cuza a fost detronat de politica internă, de oamenii de aici, din, din cabinet. Aici la Cuza, istoria speculativă merge invers. Nu știm ce imagine ar fi avut Cuza dacă rămânea pe tron până la sfârșitul vieții. Posibil și în cazul lui să fie evoluat altfel viziunea internațională. Eu cred că a fost un mare noroc istoric faptul că a fost detronat Cuza cât încă era Napoleon al III-lea pe tron. Că dacă se întâmpla după dispariția acestui figuri politic binevoitoare, era posibil să fi luat un cu totul alt curs da, evenimentele. practic, spun susținerea lui Cuza și apoi a lui Carol, Napoleon al III-lea ne-a pus pe linia de plutire. Adică ne-a ne, -a, ne, -a, ne -a îndreptat către, prima dată către unirea principatelor și apoi către consolidarea unirilor. Pentru că era greu de crezut ca odată cu Carol Petron să mai poată să mai intervină ceva astfel încât să dea jos, vorbim totuși de, o, de prințul unei puteri în plină ascensiune. Membru famili unei familii domnitoare care era prin ramura cadetă stăpâna Imperiului German. Asta și explică nevoia noastră, faptul că cei de atunci au știut că trebuie să aducă un principe străin. În plan intern, punea capătul uh, certurilor de sute de ani dintre familii de boierești care să ia tronul, știu să-și pună piedici consecvent. Așa, iar pe de altă parte, din punct de vedere internațional, îți aducea automat sprijinul unei mari puteri. Și cum așteaptă acest lucru? Pentru că în, în la sfârșitul lui 66, într-un discurs, a spus că este gata la un moment dat să se dea la o parte pentru un principe străin. Întocmai. Adică pentru dezideratul din 59, când, când fusese și, și el ales. Tocmai de-aia fusese ales pentru că era din mica nobilime și nu, era, nu intrau în aceste rivalități între mari boieri cine să conducă principatele. Iată, adică nici din punctul ăsta de vedere între Cuza și Napoleon al III la asemănarea nu e perfectă, nu au aceeași proveniență, nu-ți conduc niște nații similare ca putere, ca influență, ca destin politic, însă sunt produși ai perioadei lor. Atât Napoleon al III cât și Cuza sunt oameni care au de a face cu o lume într-o schimbare fără precedent în privința rapidității mutațiilor în planul politic, sunt oameni care vrând nevrând trebuie uneori să acționeze probabil și impulsiv, pe instinct, nu pe calcul politic, și care reușesc totuși să lasă imaginea și analiză politică lucidă în cazul Franței. Este totuși faptul că Napoleon al iii este cel care mută Franța în, spre contemporaneitate care asigură evoluția politică a Franței. Da, el schimbă Parisul, pune bazele majorității lucrurilor moderne, căi ferate, credit, cum spuneam și la început, credit imobiliar, credit pentru micile afaceri, deci dezvoltă chiar și, chiar și artele prin expoziția universală, prin saloanele pe care le deschide la Paris, cu celebrul salon al refuzaților, unde impresioniștii nu au, fost, au, au expus în afara salonului oficial în 63. Deci dă un, dă un impuls, pune pe calea ferată, pe calea... Pe, de plutire, practic, pe linia, pe șina, e la pune fapt pe șina pune pe calea ferată. pune și pe calea ferată. Practic, în, în, domeniul, să spunem, în domeniul social și economic, am ce a făcut Carol. Da. Cu noi, un pic mai târziu. Deci un decalaj. Uza nu a avut timpul necesar ca Doar să facă asemenea ani, prefaceri. Da. Mai puțin de șapte ani. Dar luată la fel în ceea ce promitea să fie și politica interna lui Cuza tot spre asta tindea. Erau clar toți oameni conștienți de necesitatea unei modernizări cât mai rapide a țării respective dacă voiau ca țara lor să-și asigure existența și în cu următor. Asta a fost limpede. Fiecare cu dimensiunile sale. Franța, hegemon sau putere locală, România, țară sau nu, cel mai probabil. Și independentă. Da. Următor, exact. pentru că încă fă timpul cu CUZA, încă eram sub suzeranitatea da, otomană. După, deci, timp, nu, nu ne după războiul de independență. independență. Da. Damian, îți mulțumesc mult pentru discuția din această seară. Mare Sperăm plăcere. să ne revedem și cu altă ocazie. Mult succes mm -hmm. în ceea ce faceți. Știu că, nu nu mi-ai spus că este invitat la prima emisiune. Noi, a fost prima emisiune, într-adevăr. Da. Foarte bucuros, mm -hmm. -a onorat că ați ales să fiu eu primul mm -hmm. invitat și vă doresc mult succes de acum încolo. În ceea ce privește cunoașterea istoriei, eu zic că e nevoie de cât mai mult să se spună, pentru că avem un deficit la capitolul ăsta. Iată, exact. și aici suntem deficitari. Din fericire, aici. Nu, nu trebuie să depinde de niște măsuri guvernamentale ca să schimbăm situația. Asta o putem face manifestând toți interes. Suntem și... pe ultimul loc la consumul de carte, așa că poate cu, prin video și prin audio, prin YouTube da, nicio și rețele sociale vom reuși să... Nu, sunt, nu e obligatoriu să citim. apetitul. putem să ascultăm. Exact. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc mult pentru atenție și ne revedem în episodul următor cu un alt invitat. Toate cele bune, la revedere!